Bolnavii de coronavirus, cărora li s-a administrat hidroxiclorochină, un tratament lăudat și promovat de președintele american Donald Trump, au avut nevoie în continuare de ventilatoare mecanice, iar rata de decese în rândul acestora a fost mai mare, comparativ cu bolnavii cărora nu li s-a administrat acest medicament, conform unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii, în centrele medicale din US Veteran Health Administration, informează CNN. Cercetarea s-a făcut pe un număr de 368 de pacienți. 97 dintre aceștia au luat hidroxiclorochină, iar rata mortalității în cazul acestora a fost de 27,8%. Pentru restul de 158 de pacienți, cărora nu li s-a administrat acest tratament, s-a înregistrat o mortalitate de 11,4%. În plus, cercetătorii au aflat că tratamentul cu hidroxiclorochină, indiferent că e administrat separat sau în combinație cu azitromicina, nu ameliorează starea de sănătate a unui bolnav de COVID-19 și nici nu îl ajută pe acesta să respire fără ventilator mecanic. Hidroxiclorochina este un medicament folosit în tratamentul malariei. Președintele american Donald Trump a promovat insistent acest tratament în lupta contra coronavirusului, pe care l-a catalogat drept unul decisiv și extrem de promițător. Conform unui studiu similar realizat în Franța, timp de 2 zile s-a administrat hidroxiclorochină la jumătate din 181 de bolnavi de COVID-19 care aveau pneumonie și necesitau ventilare mecanică. La final nu s-a înregistrat nicio diferență semnificativă între cele două grupuri în privința ratei mortalității. 8 pacienți au fost chiar nevoiți să întrerupă tratamentul cu hidroxiclorochină după ce au început să aibă probleme cu inima. Hidroxiclorochina va fi produsă inclusiv în România. Recent, directorul antibiotice Iași Ioan Nani a afirmat că fabrica va putea produce în curând 3,5 milioane de comprimate de hidroxiclorochină. De asemenea, ministrul sănătății Nelu Tătaru a declarat că s-au importat 500 de kilograme de materie primă și urmează să se producă peste 2 milioane de comprimate de plaquenil, un medicament folosit în tratarea malariei.